și începem cu o informație de ultimă oră. Primele două cluburi de noapte din Mamaia au fost închise de către Protecția Consumatorului. Decizia a fost luată după ce în urma controalelor s-au descoperit mai multe nereguli, inclusiv legate de păstrarea distanțării fizice. Și valoarea amenzilor date în urma controalelor este una impresionantă. Cu informații vine chiar acum colega mea, Alexandra Ghețea. Alexandra, bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact și care au fost celelalte nereguli identificate acolo de autorități? Bună ziua, bun găsit tuturor! La două cluburi din zona de nord a stațiunii Mamaia s-a luat măsura temporară de închidere a activității, cel puțin pe partea de administrație publică, pentru că asta au verificat reprezentanții ANPC-ului care au ajuns azi noapte acolo. Se pare că au fost nereguli atât în bucătărie cât și în zona de bar. Una dintre aceste societăți administra și o parte de plajă, motiv pentru care și acolo a fost suspendată activitatea în ceea ce privește administrația publică. Se pare că cei de la ANPC au găsit în neregulă vitrinele, au găsit alimente preparate cu câteva zile înainte sau înghețată, expirată. Pentru toate aceste nereguli și toate aceste abateri au fost amendați reprezentanții cluburilor. Mai exact, două cluburi au fost amendate cu 20.000 de lei, iar un al treilea a fost amendat cu 12.000 de lei, pentru că deși a venit aici la sediul ANPC-ului, reprezentantul clubului nu a adus actele necesare astfel încât să-și continue activitatea și acest club a fost închis. Așadar, vorbim despre două unități care și-au suspendat activitatea în acest moment în zona de nord a stațiunii Mamaia. Până la remedierea deficiențelor, cei drept, dacă se organizează așa cum trebuie, reprezentanții cluburilor vor putea redeschide chiar în acest weekend. Au fost verificate toate cluburile. Trei dintre ele au primit amenzi, două oprire temporară a activității. Neregulile țin de partea de bucătărie, parte de igienă și camere de depozitare a gheței neigienizată. Barurile erau într-o stare deplorabilă și nu se păstra distanța la mese. ANPC-ul nu militează pentru amenzi sau pentru controle din acestea herupiste. În Costinești, între 21 și 23, când au fost ultimele controle efectuate, cuantumul amenzilor a scăzut considerabil. Înseamnă că simpla noastră prezență la mare duce la creșterea siguranței cetățeanului.